Deci până la urmă n-am rezistat și am cumpărat acest motor, da? Cu etichetă pe el, frate. Ce se mai cer la ATV-ul ăsta? 110 centimetri cu 3 viteze, 3 plus 1. Bă, dar fugi dracu ăsta, te nebunești, băi, băiatule, nu pot să... De aceea am zis că să-i pun pedală, că să nu mai ai mâna de pe, coarne, că te răstoarnă, băi, băieți. Așa de tare fugi drăcovenia asta, uite, nou tot. Are etichetele pe ele, uite. Motor Longin, 3 plus 1. Băi, fugi, te rupi pământul, băi, băieți. Bună dimineața, dragi prieteni, și bine v-am regăsit la un nou vlog. În acest vlog am demontat de aici butonul de avarii, pe care eu am instalat un sistem de pornire. Nu, sistem, încă nu l-am instalat, ăsta e de avarii, da? Dacă i-am pus vechea noua instalație, nu mai avem nevoie, și aici am zis să pun un buton de start, de pornire. De pornire. Și aici avem capacul lui. Am luat azi două butoane de pornire. Da? Să vedem pe care să îl punem. Și ăsta e capacul lui. De la... de aici. Da? Care vine montat aici pe ăsta. Acest model de ăsta intră direct frumos ăsta pe el. Ia uitați-l cât de frumos intră. Parcă e de aici, frate. Ei, și pe partea asta o să-l prind cu piulița, care o scoatem de aici, de pe el, cu șaiba. Și o să-l montăm aici. Pentru asta am adus fludorul, pistolul de lipit. O să mergem aici să dislipim minusul și cu plusul. Deja am pus carcasele eu aici. Carenile. Dar nu le-am prins de tot, că mai am ceva treabă pe la instalație, una alta, și am zis să umflu bidonul de benzină, să-i dăm drumul noi un pic la aer, așa. Da. Nu știu, nu sunt decis cu carenele astea de față, nu știu ce să pun, ăsta sau pe ăsta. Dar eu am zis că ăsta nu, o să-l pun pe ăla, cred. Nu știu ce să zic. Mă mai gândesc până la amiază. Acum vreau să lipesc astea și să vedem cum vine după aia. A? Eu nu aveți cum să vedeți așa ceva. L-am băgat aici, am pus piulița pe partea asta. Dar acum vreau să-i mai bag niște silicon topit ca să nu se desfacă piulița și să izolăm totodată și contactul. Fierile îi băgăm acolo să aibă. Uite așa. Uite așa. Ăsta nu-i face rău. Așa. Acum îi punem garnitura la loc. Frumos, elegant. Uite așa. Ia, să vedem acum ce avem. Punem noi o leacă contactul și ia. Vai de capul meu, bă. Vai de capul meu, ce buton frumos am făcut. A? Frumos? Frumos. Mai, să scoatem noi astea de la impriză și să ne apucăm de montat ăsta la loc. Bă, prieteni, ce-ți credeți? Mi-am luat ATV-ul ăla albastru. L-am cumpărat eu, că băieții s-au plictisit deja de el. Și... uite, Mariane, cât îmi dai pe el? Deci ceri un preț să vedem dacă mai interesează. Știți că eu l-am cumpărat mai mult pentru motor, da? ATV-ul e micuț. Dar motorul... ce vorbești, bă, băiatule? Motorul, dacă nu e mai nebun ca ăsta nou, am eu, care l-am luat eu. Ăla motor, nu știu cum e făcut, primele dăți, motor Longin,
scrie el. Bineînțeles că e tot motor din asta, dar parcă e construit altfel. Să mor eu dacă nu... E belea. Stați de la arăt cum e. Că am dat o leacă cu cârpa pe el așa. L-am lăsat pe o parte, curge, cum v-am spus atunci, curgea pe la furtunile alea, că erau crăpate. Eu am comandat 5 metri de furtun iar acum. Băi băiatul, deci pe ăla a ieșit acum butonul ăsta. Ia să vedem. Ia uite-l, bă, cât e de frumos. Aici a pus șucar. Șucar pe acesta TV. O să fie o nebunie, ia uite-l. Pe barăseana aia lăutată. Ăsta era acolo. N-am mai umblat la instalații să mai scot firele. Pentru că mufele de la firele astea nu se potrivește cu acest bloc de lumini. Am lăsat numai luminile acolo și pornirea am făcut-o aici. Ia să vedem. Punem contactul și ia uite-l. Hai de capul meu, bobiță. Frumos butonul ăsta, nu? Maker. Contactul la locul lui. La contact s-o potrivit și la aprindere. La butonul de la start-stop. Nu, și n-am mai scos firele. Am zis, lasă-mă aici, așa. Când pun eu aici, frumos. Pe butonul de avarii, că nu mai am avarii acum. Nu am semnalizări, nu am nimic la ele. Și am preferat să... Gata, băi, de aici așa, încep să pun, să strâng ca lumea, ăstea din nou. Carena spate am strâns-o aici cu două șuruburi. Am băgat bateria la loc frumos, ia uitați cum vine bateria. I-am pus filtrul ăsta, dar trebuie să-i introduc acolo ăla și să prind încă o dată aceste șuruburi, mai am aici. Ia uitați, am luat din astea frumoase forante din astea care am introdus aici, pac, 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 în găuri la carenile lui. Ia uite, cum vine în alea și facem totul cu calm și frumos. Ți ia sunat TV pe cinste, bă, băiatule. Nu? Nu mai curge neam, frate, se mering una alta, n-ai cum așa ceva. Pe la cilindru nu îi dă nimic. Totul umflat acum. Umflate camerii și la roți. Ia să vedem, să vă arăt eu o leacă ăla. De prima dată am întâmpinat o problemă la el, care mă deranja pe mine. Roata asta care era moale. Dar știți ce am făcut, nu? Am comandat-o pe vechi de cauciucuri. Stânga-dreapta. Din astea. De modelul ăsta, același model, da? Și astea, după ce o să le fac penile, o să le las de schimb. Sau nu știu cum să fac. Schimb numai unul îl las, unul din alea noi să-l las. Ia uitați motorul, cu eticheta pe el, bă, băiatule. Longchamp. Ia uite-l. Ia uite-l ea. Curge benzină atâta pe la furtunul ăsta gros, ăsta care iese din rezervor și duce la carburator, la filtru. E copt ăla și i-am scos maneta, băi, e nou, îți cunoaște că e nou, nu are jocuri, uite, nu are joc, neam. Nu are joc neam. Totul e intact. Se cunoaște că, uite, galbanizate. Ăsta trebuie să mai umblă o leacă la el. Merge instalația tot pe el. Atât au avut bobina de pornire. Și aici are eticheta pe el. Îi schimbăm uleiul, punem ulei nou. Mai am un litru de ulei nou-nouț acolo. Și... ies un ATV, mama lui, are motorul exact ca ăsta, 110, cu 3 viteze, DNR. Dar eu acum, nu știu cum să fac, că vreau să scot maneta. Ia uite, ce-a făcut copiii, pe acolo eu am umblat și am strâns o leacă asta. Dar când a venit, am găsit-o fluturând. Ce-a făcut, a vrut să strângă mai tare sau a vrut să o desfac?
Și era rupt șurubul înăuntru. Era rupt șurubul înăuntru. Eu vreau să-i pun din asta, că nu se mai iei mâna de pe coarne când schimb viteza. Vei? Sau o să o pun înapoi să fie original. Nu știu ce să zic, dar eu parcă aș prefera pedală. Vine cu toate că asta nu vine acolo. Ce zice, nu vine? Nu vine că e apărătorile la picior. Aici există o pedală. Axul e bun, nu-i stricat nimica. Ia uitați cât de bine intră asta pe ea. Nu-i stricat axul, nu-i nimica. Decât că a fost slab aici, uite, e bun asta, axul înăuntru, zimții, dar a fost slăbită și nu a putut să strângă mai tare. Cineva și-a băgat coada. Să scot ăla oare de acolo și să-i bag tot maneta? Pentru că aici trebuie în coadă de rândunică. Știți? Sunt genurile astea de pedale care vine așa în sus, în V. Se introduce aici și pedala rămâne aici. Știți? Cum să zic eu? Iese pedala, adică în sus, ăsta. Asta, dacă o pun, ia uitați unde vine. N-are unde vine. Iar dacă vine în sus, da, nu știu dacă ați văzut modelul ăla, eu le-am văzut. Și am avut din ăla, dar am dat-o. Am dat-o că nu mi-a trebuit. Uite, băi, e galvanizat totul, e nou-nouț. E nou-nouț, ATV-ul nu a fost folosit decât stat. Uite, băi, are alarmă, mă? Băi, pe bunii. Uite, acum am văzut. Are alarmă, mă, gheaua. Are alarmă, băi. Să căutăm o telecomandă. Să căutăm o telecomandă, băi. Iar stopul, i-am căutat stop. I-am căutat stop. Și o am înăuntru. Aici trebuie să-i pun ceva pe spate. Nu știu ce să-i pun. Deasupra e bună. S-a pus unul mai greu pe ea. Și a rupt plasticul ăsta. În rest, șaua e bună. Știi? Ia smuls stopul. Ia smuls stopul. Care întrerupătorul aici. Da, băi, ATV-ul e tipic pentru copii. Ia uite-l cum e. Na, ce vrei? Un ATV nou-nouț din asta am văzut eu pe la cineva pe Facebook, la vânzare, 5199 de lei. Cu motor, ca ăsta, nu ca ăsta, chinezesc, din asta, nu scrie Longines, e din asta, tip genul ăsta. Dar nu e genul ăsta, e din ăla cum sunt primele apariții, fără capacile astea, știți de care e? Motor tip mai vechi din ăla. Și e 5199 de lei un ATV din asta, bă, băiatul. Bineînțeles, să prinde toate cele pe el. Trebuie o leacă de asta și o să-l pun la punct. În după amiaza asta o să-l fac. Da. Ia zi, dacă s-o răcitesc. Așa. Să continui cu carenile astea să le prind. Să văd să-i pun ăsta, băi, până la urmă, să avem și noi o leagă de lumină. Că butonul acolo merge, funcționează cu luminile, cu tot. Doar pe pornire nu aveam ăsta. Eu am pus acolo, am cuplat, dar e schimbat firul pe traseu, dincolo. Dar nu, că eu am vrut personal să pun aici, pe ăsta. Să am la dreapta aici pornirea, pac. Când ai pus, pac, ai dat imediat să l-ai pornit, nu? Nu acolo. Aici ținem ambreiajul, pac, care ambreiajul, când l-am luat, era aici montat. De schimbam și acceleram și trădeam și ambreiajul. N-aveai cum. Cine a avut ATV-ul nu a știut să pună ambreiajul pe partea stângă. V-a dat seama? Da. Bun.
ne auzim cu un nou vlog când ieșim cu amândouă odată. Cu ăstea și cu ălaltul micuțu. Ciao!